Steve Jobs, fondatorul companiei Apple, a murit la 56 de ani, regretând faptul că a întârziat inițierea tratamentului pentru cancerul său de pancreas. Timp de 9 luni, el a apelat la acupunctură, la diverse sucuri de fructe și alte tratamente găsite pe internet, consultând până și un spiritist. Medicina alternativă sau escrocherie medicală? Trăim în plină eră a informației. Odată cu această explozie informațională, s-a facilitat enorm accesul la informația medicală. Baze de date medicale, articole de specialitate, ghiduri medicale, forumuri cu recomandări medicale date de experți, etc., etc. În ciuda acestei revoluții, asistăm la o contraacțiune, explozia de șarlatanie medicală. Șarlatanul medical este o persoană ignorantă, fără o pregătire medicală de specialitate. Folosindu-se însă de credulitatea unora, precum și de efectul placebo, acești impostori medicali pretind că pot vindeca inclusiv bolile incurabile. O primă întrebare fundamentală. Care sunt principalele cauze ale proliferării șarlatanilor? În primul rând, timpul redus de contact al medicului cu pacientul. Pacientul rămâne cu întrebări și dorința după compasiune. În al doilea rând, complexitatea și asocierea bolilor. Pacientul nu dorește să știe doar ce are, ci și de ce. Dar bolile autoimune, sindromele paraneoplazice și multe cancere nu au o cauzalitate clară. Se cunosc cel mult doar factorii de risc. În al treilea rând, eficiența redusă a multor tratamente medicale, în special pentru bolile grave. Pacientul are așteptări mari. În al patrulea rând, efectele adverse ale medicației etiopatogenice, antibiotice, corticoizi, citostatice. Pacientul ajunge să sufere și de efectele secundare ale medicației. În al cincelea rând, teama de doctor în general. Pacientul sesizează o alternativă mai prietenoasă în dietoterapia, suplimentele nutritive sau în leacurile naturiste ale vindecătorilor astuțioși. În al șaselea rând, prognosticul bolilor este abordat cu realism de către corpul medical, ceea ce poate fi descurajator. Vânzătorii de iluzii, în schimb, promit întotdeauna vindecare. O altă întrebare profitabilă. Care sunt semnele de recunoaștere a imposturii medicale? 1. Persoane fără pregătire medicală sau cu o pregătire medicală inferioară pretențiilor pe care le susțin. 2. Au o concepție ultra-simplificatoare a procesului îmbolnăvirii și al vindecării. Toate bolile, susțin ei, se datorează unei diete deficitare sau unui dezechilibru energetic sau microbilor din intestin sau lipsei de dragoste. 3. Tratează toate suferințele cu același remediu sau dietă. Expresia panaceu. Nu v-a zgâriat și dumneavoastră urechile? 4. Disprețuiesc medicina clinică bazată pe dovezi. Susțin că tratamentele lor naturiste nu trebuie să fie combinate cu tratamentele medicale clasice. Ei nu trimit pacienții la medic, ci prescriu cu nonșalanță curele lor naturale, care nu pot avea efecte adverse, întârziind astfel instituirea unui tratament statistic dovedit. Întârziere cu efecte devastatoare. 5. Nu pot prezenta statistici sau studii, mai ales controlate, randomizate. Nu au o gândire fiziopatologică, ci se bazează pe testimoniale. În primul rând, cura a fost salvatoare pentru ei, dar nu pot dovedi această vindecare cu acte medicale. 6. Au un fel de dromomanie sau mania drumului. Se deplasează din loc în loc și uneori nu lasă un număr valabil de telefon. 7. Nu prestează o activitate înregistrată la Registrul Comerțului și nu au o recunoaștere din partea asociațiilor medicale profesionale. 8. Nu primesc sfaturi sau avertizări și, în general, nu colaborează într-o echipă. 9. Au învățat arta vindecării de la persoane harismatice care locuiesc pe alte continente. Susțin că procură ingredientele lor de la mari distanțe. 10. Beneficiază de umbrela protectoare a unor persoane cu influență, ele însele bune activiste, ale vindecărilor miraculoase de tip instant. Și cea mai importantă întrebare, cum te poți feri de înșelătoriile acestor escroci medicali? O persoană informată
este o persoană protejată. Folosiți internetul într-un mod responsabil. Alegeți informațiile medicale furnizate de asociațiile profesionale. Pentru că investind în educația dumneavoastră, investiți în sănătatea dumneavoastră. Ah, și încă un mic amănunt. Cancerul lui Steve Jobs era un insulinom, o tumoră foarte rară a pancreasului endocrin, secretant de insulină. Ce importanță are lucrul acesta? Aceste tumori sunt curabile chirurgical în 90% din cazuri, dacă sunt descoperite la timp. Și tumora lui Jobs a fost descoperită la timp, dar nu suficient timp și pentru medicina alternativă, pentru diletantismul medical sau șarlatania veroasă. Impostura medicală este, la urma urmei, un pericol letal. Aceasta este opinia mea. Sunt Constantin Dinu pentru Opinia Production.